viață și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
spre răsărit și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul, poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și niciun om nu va intra prin ea, căci Domnul Dumnezeu lui Israel va intra prin ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului, pe care porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de viață noapte în fața templului. Și am privit și ea era plină de slavă, ca de slavă casa Domnului. Înțelepciune de la tine de citire. Vă mă aminte. Prin înțelepciune Domnul a deviat cuvântul, iar prin înțelegerea fericelurile, prin știința sa a deschis adâncurile și noi, figură nouă. Fiul meu să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi. Păstrează înțelepciunea și buna chizuială, căci ele sunt viața sufletului tău. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta și piciorul tău nu se va potrivi. De te culci nu-ți va fi teamă, iar de dori somnul tău va fi dulce. Să nu te temi de frică fără veste și nici de vreo lăpană a celor păcătoși, că Domnul este nădejdea ta și va feri piciorul tău de cursă. Nu zăbodia face bine celui ce are nevoie, când ai credința să-l ajuți. Nu spunea aproapelui tău, du-te și vino, mâine îți voi da, când poți să-i dai acum. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuiește fără grijă lângă tine. Nu te certa la nimeni fără pricină, de vreme ce nu ți-a făcut niciun rău. Nu răbni să fii ca omul silnic și nu alege niciuna din căile lui, căci omul cu gândul rău este urât de Domnul, iar de cei drepți este mai aproape. Domnul le blesteamă casa celui fără de lege și binecuvintează adăposturile celor drepți. Domnul stă împotrivă celor mândri, iar celor smeriți le dă pas. Venind în părțile Cezarei lui Filip, a întrebat Iisus pe ucenicii săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu Fiul omului? Iar ei au răspuns lui, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilier, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunzând, Simon Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus răspunzând, i-a zis, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și-ți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Slavă ție, Doamne, slavă! Doamne, miluiește! Te rugăm pentru noastră, Sfințitul Părintele nostru, Teotarhie, Biscopul Iarților și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
aceasta, cu dragul Sfântului Ioan Iacob Românul, fiind stropile cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aduce-se vor în veselie și bucurie, aduce-se vor în biserica împăratului. Aur, în care era năstreapă de aur, care avea mana, era toiagul lui Aron pe o drăslice și tabele legii. Deasupra chivotului erau feruvimi slavei, care umbreau altarul împătării. Deci, în aceasta nu putem acum să vorbim cu deamănuntul. Astfel fiind întocmite aceste încăperi, preoții intrau totdeauna în corpul cel din tâi, săvârșind slujbele dumnezeiești. În cel de-al doilea însă numai arhiereul odată pe an și nu fără de sânge, pe care l-aducea pentru sine însuși și pentru greșelile poporului. Și Duhului vostru, un alt preasfințite Părinte, aleluia, aleluia, aleluia! Sfântul Grăsc, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor, și Domnul tău! Sfântul Evanghelie, ție, Doamne! În numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine.
după mine, iar eu ne dau viață veșnică. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, că mureția auzi-ne și ne miluiește. Miluiește, Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru frații noștri romanași, preoți, diaconi, diaconi, monahi, monahii, și pentru toți cei cu Hristos, casa-i noștri. Care se te pasă la această sfântă slujbă pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Să luăm aminte Sfintește biserica aceasta cu bravo Sfântul Ioan Iacob, prin strofile cu apă sfințite și ungerea cu Sfântul și Marele Mie, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Va intra împăratul slavei.
de voi, Dumnezeul meu, împăratul meu și Dumnezeul meu, și voi cânta numele Tău. Acesteia.
prin mântuitoarea ta arătare, însuși acum trimite harul preasfântului tău Duh și binecuvintează apa aceasta, ca să fie spre sfințirea și nesăvârșirea jertfelnicului tău. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Binecuvântate sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curățile Domnului. Ai făcut
să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Să luăm aminte. Aleluia, aleluia, aleluia. Iată cum ce este bun și ce este frumos decât numai a locui frații împreună. Biserica aceasta. Umple-o preia de lumina ta cea veșnică. Alege o rugaș ție, cu o scaun al slavei tale, împodobește-o cu darurile tale cele dumnezeiești și mai presus de lume.
că o să fie limbar celor înviporați, lecuire celor pătimitori, bolnavilor scăpare, diavolilor înfricoșare. Să fie ochii tăi îndreptați spre ea ziua și noaptea și urechile tale mând aminte spre rugăciunile celor ce cu frică și cu bună cucernicie vor intra în ea și vor chema într-o tot cinstitul și preaslăvitul tău nume. Oricâte vor cere de la tine, tu să-i auzi în cer, să faci milă și să fii milostiv lor. Păzește-o pe ea până la sfârșitul veacului neclintită și jertfetnicul cel ridicat aici arată să fie Sfânta Sfintelor cu lucrarea și cu puterea Sfântului Duh. Preamărește-l mai mult decât jertfetnicul legii celei vechi, ca să ajungă jertfele ce se vor săvârși pe el în Sfântul și cel mai presus de cerul și înțelegătorul tău jertfelnic, să ne dea nouă darul umbrii tale celui preacurate. Că îndrăznim, nu pentru slujba nevrednicilor noastre mâini, ci pentru a ta negrăită bunătate. Apără, mântuiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
ale sfinților bunilor, marilor, viitor, ucenici, ale căror sfinte moaște s-au așezat în tot pământul spre robine de tămăduire, ale Sfântului Ioan Iacob, ocrotitorul acestei sfinte parochii, și ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân, noi, păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că pe tine am nădăjduit, nu te mânia pe amintoarea, ispomeni fără de legile noastre și caută și acum tău miloșchește-ne, izbăvește-ne de vrășmașii noștri. Să fie fine Zeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivii deschide nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să ferim ceea ce ne dăzim în Tine. Și să ne mântim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântirea neamului creștină. Preacurat, Tău, chip, ne-nchinăm bunule,
cerem iertare păcatelor noastre, Hristoasă Dumnezeu. Și de voi e nevoita că să-i cu trupul pe cruce, ca să-i povești din robia păcatului pe cei ce iubi. Pentru aceasta, cu mulțumire strigăm ție, toate le intru de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiește Dumnezeu. Și acești izvorurile învrednicește-ne pe noi, milostivii născătoare de Dumnezeu. Caută spre poporul cel păcătos. Arată precum de-a pururea puterea ta, într-o care ne duci prin strigăm ție, bucură-te, ca și oarecând Gabriel mai mare de voievod al celor fără de trupuri. Învierea lui Hristos, văzând să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Cruce tare ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta, o lăudăm și o slăvim. Că Tu ești Dumnezeu nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți toți credincioși să ne închinăm Sfintei învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântăm pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea, spre moarte, a călcat. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne, trimite mâna Ta în înălțimea rocașului Tău cel sfânt și mă întărește spre slujba ce mi este pusă în aia. Ca fără de osândă, stând în fața fricoșătorului Tău jertfelnic, să săvârșesc jertfa cea fără de sânge. Ca Ta este puterea și slava în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, n-am prea să te stăpânești. Cel ce-a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate în sale mai, ale Sfântului Ioan, Gură de Aur și ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi, ca unul bun și de oameni iubitor. Spălavă între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura altarul Tău, Doamne, și voi spune toate minunile Tale. Doamne, iubirea bunăcuvința casei Tale și locul sălășriei slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu, cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege. Dreapta lor s-a umplut de dar, iar eu din răutatea mea am umblat. Izvovește-mă, Doamne, și mă miluiește. Piciorul meu a stătut într-o dreptate, într-o biserică și te voi binecuvânta, Doamne. Prin ungere cu Sfântul și Marele Mir și apă sfințită și prin rugăciunea noastră a tuturor, stare de altar binecuvântat, care să se săvârșească cu mila Domnului, dumnezeiască liturghie și să fie binecuvântare pentru tot poporul. Dumnezeu să răsplătească, cum știe El mai bine, în această lume și în veșnicie, această frumoasă lucrare, care să fie mângâiere sufletească, atașament față de Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, și mărturie pentru adevărata credință. Ca mulțumire adusă lui Dumnezeu, săvârșim acum dumnezeiasca euharistie, dumnezeiasca liturghie, în timpul căreia ne dășduim să ne adâncim în rugăciune și în strădania noastră de urcare către Dumnezeu. Vă adresez rugăminte să vă găsiți fiecare locșorul dumneavoastră, să păstrați aceeași ambianță de reculegere, de meditație, de rugăciune ca acum, să închideți telefoanele mobile, să încercați să nu vorbiți unul cu alții, pentru ca rugăciunea dumneavoastră să nu fie deranjată de cel de aproape sau cel mai departe. Înainte de începutul Sfintei Liturghii, rostim rugăciunea de dezlegare pentru tot poporul, ca Dumnezeu să ne ierte nouă prea multele și grele noastre păcate,
și despovărați de greutatea lor, bugetul nostru să se înalțe mai ușor la altarul preasfintei și de viața păcătoarei și dumnezeieștii trăim, Tatăl, Fiului și Duhul Sfânt. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, care ai ridicat păcatul tău, te-ai iertat datoria celor doi datori, și femeii celei păcătoase ai dăruit iertare păcatelor ei. Cel ce ai dăruit vindecare slăvănogului împreună cu iertarea păcatelor ei. Însă, Stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegirile, greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare, ce s-au făcut de voi ca ce au greșit. Cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știință și cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei. Sau sub blestem și a farisenii de la arhereuri, de la haiot au căzut, sau pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. Sau din mânia cea fără socoteală al vreunul din creștini, au amorisit sau au blestemat. Sau nebunește au zâmbit, sau zâmbit, sau plebetit, sau vorbe spurcate au vorbit, sau pismui, sau minții, sau ținut nici rău. Ori cu mânie s-au vorbit, ori s-au mândrit, ori au viclenit, sau camăt au doat. Ori s-au trândăvit, ori în reșer s-au mărit, ori în iubire de argint au căzut, ori s-au îmbătat și-au vărsat, sau la fermecătoare și vrăjitoare și la descântătoare, și la alții asemenea acestora au alergat. Sau pești de măsură au mâncat, sau cu nesați au fost și doar au mâncat, sau desfrânare, sau prea desfrânare, sau sodomie, sau în alt tip oarecare, au făcut păcatul desfrânării. Ori au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit, sau furat, sau fără mine și cu scumpei pe un greu iat pe cineva. Sau pe săraci n-au numit și nu ne-au făcut bine după puterea doar. Sau în gând au culit, sau de lucruri necuvincioase și-au adus aminte. Sau au părât, sau strâmbătate au făcut. Sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, sau l-au amărât. Ori la rugăciune și la cântare stând mintea lor, s-au bătut la viclenii și deșertăciun dumnești. Ori ca niște robi pântre celui s-au făcut. Sau ce nu se cade au vorbit, ori pe ascuns au mâncat, sau ceva necurat au mâncat, ori cu seminții au grăit, sau nebunește au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu dânsa și-au rănit inima. Ori vorbe de șarte și netrebnici au grăit, ori de păcatele fraților lor au râs și au osândit, iar ale lor păcate și nelegiri nu le-au socotit. Sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor lor n-au păzit, ori s-au nemerit, ori nebăgător de seamă au fost la cele ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut. Sau cu îndrăzire, socotindu-se a fi înțelept, de șertăciune au grăit, sau au clevetit, sau altceva rău au făcut. Pentru toate acestea și altele asemenea acestora știu că și neștiu. Câte ca niște oameni au greșit pe rodii și roabele tale, iubitorule de oameni, Doamne, miluiește-i și le iartă lor toată. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății tale pentru robii și roabele tale și iartă ca unul care nu ții minte răul toate greșelile și fără de legile, pe care ca niște oameni le-au făcut sau le-au gândit. Ei singuri, nevrednici și păcătoși, mărturisesc înaintea împărăției tale că acestea și mai mari decât acestea au făcut. Și pentru mila ta ascultă-mă pe mine slujitorul tău și izbăvește pe dânsii de chinul cel veșnic. Păi, măștenitor veșnicilor tale bunătăți,
împreună cu toți care ne-l dea ca binefăcuție și îi învrednicește pe dâns și fără osânduri. A se împărtăși cu fricoșătoarele și nemuritoarele tale taine, pentru că Tu ai zis, Stăpâne, oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți deslega pe pământ, vor fi deslegate și în cer. Că Tu singur ești fără de păcat și ai puterea ierta păcatul, și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață păcătorului Tău, Duhul. Acum și pururea și în vecii vecilor. Vremea este să lucreze Domnul. Binecuvintează în altea Sfintele Stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătosul și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe mine păcătosul și ne miluiește. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care ne pretutindene ieși și toate le primești. Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășnuiește pentru noi și ne curățește prin noi de toată închinăciunea și mântuiește de bunurile sufletele noastre. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în toate bunăvoile. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace în toate bunăvoile. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă ta. Vremea este să lucreze Domnul, binecuvintează în al treia Sfântite Stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă pentru noi în al treia Sfântite Stăpâne. Să îndrepte Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun. Pomeniți-ne pe noi în al treia Sfântite Stăpâne. Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Să ne miliați. Cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în veci și veci. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci și veci lor. Părăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru curată fiirea
legare roadelor pământului și pentru vremuri de pace. Domnul Mirător, Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Pentru ca să binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la citirea catedralei mântuirii neamului, pentru slava lui Dumnezeu și strocrotirea poporului român. Și cu bună scorire să fie adusă la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Domnului să ne rugăm. Domnul miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primenția și nevoia, Domnului să ne rugăm.
cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, asupra noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Să ne rugăm.